Hai, salut, prieteni! A venit zăpada și la București. A început iar să ningă. Și că nu s-a oprit. Că ninge în continuare, nu știu dacă se vede pe camera. Ia să vedem, la bete aici. Hai că se vede ceva. Ce credeți că mi-a luat mănuși șmechere? Care sunt compatibile pentru touchscreen. Pentru a butona telefonul. Ecranul telefonului. Nu știu dacă se vede, ia uitați. Da? Să nu se vadă firma. Deci a luat mănuși șmechere. Nu le mai dau jos de la mâini. Așa că pot să filmez fără să scot degetul afară. Înțelegeți? Ce știe mandolina? Mandolina știe decât să tragă apa și atât. Că altceva în capul ăla sec, n-are nimic. Ce dacă e sec, cum să aibă ceva în cap? N-are nimic. Era ofensată, că spune de doamnele ofensate, pe ea e ofensată. Era ofensată de cele care dau comentarii că ar fi spus despre Leo că este împăiat. Nu Leo este împăiat, măi, fato. Sau băiatule, tu ești împăiată, 100%, ești jupuită, jumulită și umplută cu paie, tu nu vezi? Nu vrei să-ți arăți ochii ieșiți din orbită? Ți-e rușine cu fața ta? Ce dracu, mă, pe bune? Hai, mă, că n-am nimic cu tine, pe bune, ți-am mai zis de-a tău, n-am nimic cu tine. Fac și eu subiecte pe cum să zic, mecla ta. Pentru că tu spuneai că reclama negativă, reclama pozitivă e reclamă, nu? Hai că tu te bucuri. Măcar mai vorbește și cineva despre tine. Îți dai seama, vorbește Cristi Marin. Dar nu știi dacă vorbesc despre tine, că nu ți-am dat numele. Cum facem? Cum te cheamă? Mandolina? Sugativă? Lipitoarea? Care mai era, mă? Urâțenia pământului. Cum de-ai scăpat până acum, mă? Mi-am adus aminte de numele tău. Mă scuz că nu ți-am zis până acum pe nume. Acum știu. Urâțenia pământului. Nume și prenume. Unde ai fost până acum? Când... Na, nu mai știam de tine. Că l-ai dus pe Leo la munte. Da, l-ai dus pe Leo la munte pe banii lui. Că spui că duci pe cineva undeva, asta înseamnă că trebuie să și plătești. Cum ai plătit? În natură? Cum dracu ai plătit? Că n-ai ce să plătești în natură. Că ești... N-ai văzut ce ai la genunchi? Genunchi denivelați. A? Spunea cineva în comentarii acolo, nu spun eu. Dar pot să spun și eu ce spuneau oamenii, nu? Prietenii mei. Că ai fost capră la Leo, tu și fita. Acum, eu nu știu dacă e adevărat. Habar n-am. Așa o fi? Nu? Că spună prietenii în comentarii. Așa e cum a spus cineva? Sau mai multă lume? Doamne ferește, de acolo ai pățit tu ce ai pățit la genunchi? Păi, ar trebui să mergi la spital. Că ai probleme mari. Nu doar la creier, că trebuie schimbat, dar... Na, nu știu. Kilometrii? Sunt reali sau cât sunt? Băi, nu zic nimic, ce zic ceva, fac și eu niște glume, n-am voie să glumesc acum. În glumă spune omul adevărul. Înțelegeți, prieteni? Bă, înțelegeți sau nu înțelegeți? Dați-mi mai multe amănunte și voi, dați-mi idei. Cum să o scoatem pe asta la suprafață să apară fără ochelari? Când apare ea fără ochelari? Când apare? Cum o prindem fără ochelari? Acum ci că stă cu ochelari, că vezi, Doamne, nu interesează gura lumii, dar stă cu un alt scop, pentru că are probleme la ochiometru, are ochii umflați, înțelegeți? Am observat niște chestii la ea, că face niște glume de alea proaste în legătură cu Leo, că vezi, Doamne, uitați-l că este viu, că nu știu ce, și pe dincolo, că se mișcă. Ce sunt glumele astea proaste? Pe bune? Tu nu știi să faci o glumă?
nu știi să vorbești serios, nu știi să faci o glumă, nu știi nimic. Pe mine nu mă iei în serios acum? Nu mă iei în serios, normal că nu mă iei în serios. Dar sunt sigur că te deranjează tot ceea ce fac eu și că mă urmărești ca o disperată. Pentru că tu aveai bucurii la mine, adu-ți aminte în 2000, când mă, în 2000, nu mai știu, 2013, să zic așa, când mai eram cu Mariana, tu aveai bucurii la mine pentru că a fost ziua ta și ți-a făcut Leo ziua ta la Casa Românească, ți-a sărbătorit-o, pentru că el atunci era împreună cu Fita, nu avea nicio treabă cu tine, tu aveai bucurii la mine. A? Și cred că tu de-aia nu mă suporți, pentru că nu am acceptat avansurile tale, ca să zic așa. Doamne ferește de așa ceva. Am dansat împreună acolo la masă, nu știu ce, am... Na, și că ne-am distrat. Oricum, eu când am ajuns acolo erați toți, erați niște fețe triste. Când am venit eu, normal că v-ați simțit altfel. Pentru că eu fac atmosferă oriunde mă duc. Și ai avut bucurii la mine, recunoaște, cred că de-aia ești așa. Ce ai supărat de la faza cu botezul de la Emerald, de la parcare, din parcarea subterană, atunci când am venit cu Antena 1, cu Horațiu Tudor, cu Leo, care mi-a spus să-ți meriți botezul, înțelegi? De-aia e supărată pe mine? Sau e supărată că l-am găsit pe Renu cu ce am găsit? Șira spinării și capul în cum îi spunea acolo, la complexul respectiv, că nu mai vine acum să spun. Pe la Ștefănești, pe acolo. Cosmopolis. Voi dădeați vina, sau tu dădeai vina pe nu știu ce interlopi, ca să faci lui Leo, să-i faci probleme. Și cum am venit eu, am căutat cu toții câinele pierdut, pentru că n-ai avut grijă de el. Și datorită mie l-ați dus la cimitirul de animale. Cine l-a adus? Cine l-a cărat cu mașina? Și a venit ideea, bă, dacă tot vă pasă de el și astea, hai să-l ducem acolo. Oricum, cred că n-ai plătit niciun impozit, n-ai plătit nimic, nicio taxă acolo. Cred că Leo figurează în continuare acolo. Dar na, se plătesc niște taxe, nu? Anuale. În fine. N-ai apreciat gestul ăsta, a? Lucrul ăsta, n-ai apreciat. Eu am filmarea cu ce am găsit eu din câine respectiv, dar nu știu dacă e o idee bună să o pun pe undeva. Nu știu, mă mai gândesc. Am ținut-o ascuns acolo să nu vadă nimeni. Atunci când am găsit câinele, așa cum l-am găsit, mâncat de cior și nu știu ce, am făcut repede o filmare. Ca să trimit lui Leo că nu m-ar fi crezut. Eu cu tine n-am nimic, Doamne ferește, doar că ești o falsă din cap până în picioare. Și la felul cum arăți, că spui tu că faci eforturi fizice sau nu, că depui eforturi fizice și că ești strong. Că nu știu ce faci tu la curte acolo, la săpat și nu știu, ai vrăjeală ce faci tu acolo. Habar n-ai de nimic. Ai pus-o pe maică-ta să facă nu știu ce, o pui pe maică-ta, păi tu nu știi nimic. Îți spui mănușile alea de zici că, mamă, ce operație face asta acum? Deși sperii. Horror. În fine. Ea mănâncă natural, că ea arată natural. Cu gletul pe față. Ți-a înghețat gletul în predeam? Eu cred că ți-a înghețat gletul, n-ai putut să stai prea mult. A? Ți-a înghețat tencuiala, ca să zic mai pe înțelesul tău. A înghețat, de-aia n-ai putut. Ai rămas tu o noapte acolo ca să ce? Nici că au fost la munte, mă. Dacă și aia e distracție, auzi ce spune ea acum, că noi ne-am distrat în mașină, am ascultat muzică până să facă filmarea respectivă. A, distracție în mașină, păi asta puteai să o faci acasă, în mașină. Și pe urmă, la un moment dat, fiecare la casa lui, nu? Adică Leo trebuie să ajungă acasă la el, fiecare acasă la el. Aha. Deci nici în momentul de față nu-l primește pe Leo acasă la ea.
pentru că știe ce o așteaptă. Dacă îl primește pe Leo acasă, e clară treaba că trebuie să vină și șatra pe acolo, în vizită la Leo, de aceea nu acceptă. Ea acceptă doar să ia Leo să plătească la hotel sau să ia o casă în București aici, ca să fie aproape de spitale și să vină și mandolina la el. Că na, trebuie să facă și ea filmări. Păi nu vă mai uitați la așa ceva, nu vă mai uitați. Pe mine mă anunță lumea cum, ce și cum. Dar vă rog eu frumos, nu mă mai anunțați, nu mai mi-arătați nimic. Că nu merită așa ceva, să se folosească la maxim de o persoană cu probleme. Cu probleme de sănătate. Profiți în continuare de probleme de sănătate a lui Leo. Îți bagi joc de el. Îți bagi joc de el. Ești o nerușinată, o nesimțită. Hai că nu am înjurat, am zis așa cam ce ești tu, da? Hai, cam atâta, că îți dau valoare prea multă. Dar oricum, ești, cum se spune, cum am zis, mă, că iar i-am uitat numele. Hai, lasă, lipitoare, ce să-i mai zic, că nu mai știu cum să-i zic. Cum era, mă? Urățenia pământului. Hai, bam, bam. Haideți să vă arăt cum ninge. Îi ninge noaptea la București. Ia uitați ce biserică frumoasă. S-a pus zăpadă. Vedeți? Așa arată la București. Vedeți? Bam, bam. O să mai filmez. Până la intrarea în parc. Cred că e un grad afară, dacă nu două, nu mai e așa frig. Aici e la Policlinica Titan. Nu mai e Policlinica Titan, e Asociația Medicală Titan. Cât de frumos ninge. Chiar îmi place. Haideți să-mi doară pe Bonel Nicolița. Pe Gagica. Vedeți? E muzica ce trebuie să vorbesc. L-a văzut pe Bonel? Acora. Facem încă o dată.
Foarte tare, nu? Paparazzi de Bobonel. O mașină. Ia așa de cum mașina. S-a nimerit pe sus și aici unde a venit și pe pe bune. O, ce mașină are Pânel. Mai vii pe aici, pe la Cora. Să fac reclamă la contul meu de TikTok, Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram, Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok, sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hai, bam, bam.